Avem o discuție despre mașină vis-a-vis de vândutul de mașini rulate în România și de nevoia accelerată de a schimba anunțurile de vânzare o dată pe săptămână. Am făcut o poză cu un Golf 6, da? S-o vândut mașina, gata, automat trebuie să fac altă campanie și altă campanie și altă campanie și altă campanie. De câte ori vând mașina, dată ori fac altă campanie. Și un indicator de performanță pentru noi ca și oameni de marketing este durata de viață a unei campanii. Cu cât este ea mai lungă, cu atât este mai performantă. De ce? Pentru că în momentul în care noi putem să livrăm aceeași campanie către un număr enorm de oameni, costurile cu livrarea scad. Corect? Ceea ce înseamnă că eu la finalul zilei, ca și om de marketing, eu trebuie să fac achiziție de clienți prin reclamă plătită. Și atunci, dacă eu reușesc să livrez acel Golf 5, fără să mint clientul, atenție, îl livrez și după ce s-o vândut, îl mai livrez încă două luni de zile, încă o lună, un an de zile. Da? Și sună clientul, zice, domnule, am văzut că aveți Golf 5, ne pare, nu mai avem, s-o vândut. Dar avem Golf 5 gri. Că bănuiesc că na, toată lumea care vinde Golf 5 are măcar două. Bănuiesc, nu știu dacă e adevărat. Sau, nu mai avem Golf 5, dar avem 4, avem 6, avem Audi, avem echivalentul de la Skoda, avem whatever. Adică oamenii nu sunt curioși să vadă stocul meu în social media, oamenii vor să mă vadă pe mine și faptul că fac ceva bine.